balerini de la Teatrul Național Academic de Operă și Balet din Odessa au fost angajați la Teatrul de Balet din Sibiu. Cei doi au ajuns aici după ce au fugit din calea războiului din Ucraina, au început deja repetițiile, iar sâmbătă vor urca deja pe scenă și vor dansa în primul lor spectacol de la Sibiu. Prețul în continuă creștere al materialelor de construcție, dar și situația din Ucraina ar putea pune pe pauză dezvoltarea imobiliară din Sibiu. Dezvoltatorii spun că vor încheia proiectele începute, dar nu se știe dacă și când vor începe unele noi. Și cererea pentru apartamentele noi a scăzut în ultima perioadă. Municipalitatea sibiană intenționează să intervină pe aproximativ 50 de artere din oraș pentru modernizarea iluminatorului public. Pe listă sunt artere importante, printre care Calea Ciznădiei, Maramureșului și străzile adiacente din zona Calea Dumbrăvi. Valoarea acestei investiții este estimată la 5,87 milioane de lei. Zic, lasă că o să-i batem. Scuze, asta era o discuție cu tatăl dumneavoastră. Da, mi-au cam... Noi trebuie să câștigăm 4 campionaturi. 4. Și noi vreau să jucăm o finală Sibiu Clujul. Sibiu cu Clujul, da. Ziceam noi o finală cum n-am văzut Parisul. Peter a fost un antrenor bun. Avea niște chestii comportamentale. Mișa, da. Da. Sunt și foarte apropiat de el. Și a fost așa ca copilul noastră de suflet? Da. Să știe tot ei, să conducă echipa ei. N-am nicio treabă cu ei, că mă dor de extraordinar, dar trebuia să mai câștigăm cel puțin 2 titluri. Sigur. Așa e. Familie, totul.